Bă, frate, am niște emoții de nu mai pot. Deci azi o să conduc pentru prima dată un Lamborghini. Și uite-l în față. Mergem acum la locul de filmat. Ia uite-l, frate. O să-i facem un review, intrăm în el, vedem cum e pe interior. De fapt, el o să-i facă, că eu habar n-am de mașini. O să-l conducă, o să am prima reacție în dreapta și după aia poate mă lasă și pe mine să-l conduc. Sper, Doamne, să nu se întâmple ceva cu mine la volan. Nu trebuie să am grijă. Și vreau să ne băga și un pic de viteză, dar na. Doamne ajută. A venit momentul, cavașcura voastră, pe care l-am așteptat cred că toată viața. Prima dată văd și eu, uite, văd și eu Lamborghini. De puc. Băi, Sebi, mersi mult de tot, frate, că mi-ai dat ocazia asta să-l văd în primul rând și să mă și plimb cu el, că aia e. Păi, vezi, te plimb? Și nu numai să mă plimb, vreau să mă las și pe mine să-l conduc un pic. A, înțeles. De mai e obligatoriu? Lumesc, stai liniștit. Dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, nu plătesc eu. Am înțeles. Hai că mai discutăm în mașină după ce oprești camera. Aia zic, Sebi, aia zic. Băi, frate, prima dată când îl vezi, ai așa un mic sentiment că nu e adevărat. Ești, ce vezi, ești nebun la cap și culoarea asta e criminală. Uitați farurile cum sunt. Bă, eu să știți că mă leg doar de chestii care se văd, că eu nu le am cu mașinile. De asta l-am și pe Sebi aici, l-am rugat, băi, viața, ajută-mă să-l descriem, că eu nu știu, eu nu mă pricep. Să pui întrebări de alea clasice, probabil. Cu cât merge la oră și consumă. Nu, dar la oră cât prinde maxim? Nu știu, sincer, pe că peste 300, garantat. Am zis că n-am doi în același timp. Da, dar n-am mers așa, conducem legal, da? Nu, eu v-am mai povestit și pe live-uri și pe astea, maxim 130, dacă vedeți cumva ceva mai mult, e editat totul, da, știi? Da, exact. Da. Aia zic. Bă, ce mi-a atras atenția foarte mult, jantele sunt, efectiv așa a venit mașina sau le-ai făcut tu custom? Ele au venit cu un diamond cut, erau aici argintii și după ce am schimbat culoarea nu se potriveau și au scos diamond cut-ul și sunt negre în totalitate. Am înțeles, deci nu ai schimbat practic toate jantele, nu, doar le-ai customizat pe astea. Exact. Arată incredibil, ești exact. Nebun la cap. Încă o întrebare de novice probabil, a venit și cu spoilerul ăsta sau l-ai pus tu? Ăsta este separat, mașina îți vine fără și părerea mea, da, că Lambo fără eleron nu e, nu. Aha, nu e Lambo gen. Ține doar de design sau are și aerodinamică cu el mai mult sau? Bă, sincer, așa o simt și eu. Mai cam prins, nu știu. Eu l-am luat pentru design. Uite, vedeți, eu v-am păcălit că nu știu despre mașini. De unde? Da, mai pus în dificultate, da. Eu tipul ăsta de mașini l-am văzut doar în Need for Speed. Corect. Deci eu m-am jucat și Most Wanted, m-am jucat și Underground, doar acolo. Pe acolo am văzut și eu. Și atunci te-ai îndrăgostit și ai zis, gata, trebuie să am și eu. Și am și copilării cu mașina asta pe birou. Și într-un final am zis că, na... Uitați cum e și din spate aici, grila asta, tot, e incredibil. Să știți că eu m-am mai văzut cu Sebi și am evitat să intru la el în mașină, că voiam să am prima reacție pe vlog. Vorbisem dinainte, bă, vreau să filmăm și eu ceva, te rog, nu știu ce. Normal, e un băiat dulce, să-i dați un follow pe Instagram, pentru că urmează să schimbe culoarea la mașină. Exact. Și nu vrea să dezvăluie încă, dar o să vedeți voi acolo. Oricum, ceva tare rău de tot. Dar dau un indiciu dacă tot o să aibă legătură cu programarea, pentru că eu sunt programator și o să fie ceva super mișto cu cod. E de alea cum știm și noi, cu if, no, go, așa, cu programări. Da, că zici tu, da. If 0, go 0, if minus 1, go 2. Să zicem așa, să zicem așa, da. Eu ți-am zis că mă pricep. Da, da, da. Hai să vedem un interior. Hai. Dar știi cum să deschizi? Să deschid ușa? Da, ia să vedem. Așa nu merge. Nu, mă, nu. Prima dată vă bag pe voi în mașină cum ar veni. Uitați volanul ăsta cum e. Mamă, băi, nici nu-mi vine. Mi-e rușine să mă urc în ea, mă, Sebi. Mi-e rușine să mă urc în ea. Dar înainte să ne urcăm la mașină, vreau să fac și eu un test, să văd dacă pot să o țin. Ia, mă, ia, accelerează viața mea. Nu pleacă. Auzi? Acum ia un pic piciorul de pe frână și nu accelera, că mor. Opa. Asta nu e că... E că n-am vrut, că eu am forță, știi? Asta e. Nu? Că eu pot. Categoric. Dacă vreau, eu pot. Da. Ia să vedem cât de rapid este Lamborghini comparativ cu Lambo. Go! Ce pot?
să zic, nu mă surprinde. Ce, vi se pare o mașină tare? Mamă, cu volan de ăsta teșit, am avut și eu prima mașină, dar am făcut o daună totală și pe aia nu am mai făcut. Am zis că poartă ghinion. Beculețe pe aici, display. Deci, butonașele astea se apasă practic așa, uite, dau, băi, dacă apăs pe ceva aici, așa. Dar ăsta merge, mă, uite, și așa. Deci merge oricum, uite, avariile sunt astea. Bă, deci nu știam, jur, că ăla merge apăsat și în sus. Am descoperit eu ceva. Hai că m-ai învățat ceva. Mamă, ia uite-l pe ăsta, uite cum e start-stop-ul ăsta. Deci are cușcă cum ar veni. Poți să-i dau, poți să-i dau start? Ca la jet. Ne lași? Ne lași Sebi să dăm start? Ia uite cheia cum e. Lamborghini aici, tare rău de tot. Bă, sunteți pregătiți? Da, să vezi cum se aude și de afară. Se aude mult mai tare. Se aude mai tare de afară decât dinăuntru? Mamă! Băi, mi-ar de mână, dacă ți-i acolo, e jale, ești nebun la cap? Ce-ai aici, mă, cura ta, ies pietre din asta! Băi, se vine, omori! Dar eu sunt super curios să-mi văd dacă știi cum se bagă în a întâia. A, dacă poți și eu s-o pornesc, gen. Da, dacă știi să pleci cu ea de pe loc. Păi ia, ia, hai să vedem. Hai să vedem, dar dacă dau într-o groapă, să ne ierte Dumnezeu. Dumnezeu te iartă, dar eu nu te iert. Știu 100%, mă, ce ai. Deci, uite, îi dăm așa start. Da. Stai să ne, deci frâna de mână nu este așa, ia. Închid, trebuie să închid asta, nu? Ne vedem, te pup, hai! Nu, închid și, închid și deschid geamul, stai așa. Mi-a adus tu la ea, stai liniștit. De unde? Am plecat direct? Dar nu știu cum să pornesc, stai așa. Cum deschid geamul, mă, de aici? Cum fac, mă, să deschid geamul de aici? Uite, mă, de aici, de aici se deschide geamul. Deci, eu, ca să plec, îi dau așa. Ca să pleci înapoi. Atunci, nu e așa. Stai, aici dacă îi dau e pe manual. Așa. Așa îi dau înapoi. Păi și cum să pleacă în față, mâncați aici curat. Sport, strada, corsa. Mă, ai sub scaun. Ai sub scaun să pleci de pe loc. Cum mă, să am sub scaun? Da, mă. Măi, la mișto, mă. Nu, mă, vorbesc serios, sub scaun. Bagea întâia de acolo. Măi, la mișto, mă. Cum să fie sub scaun? Dă seama la semafor. Stai să te cauți. Băi, bro. Nu e, mă, ăsta bag în spate. Ia, dacă iau piciorul de pe frână, ia să se duce în spate, nu? Da, da, mă, da, nu, nu e de aici. Nu știu, mă, ajută-mă. Singura metodă de a pleca de pe loc e să dai întâia de aici. Și din dreapta de aici, de la padel. Exact. Și acum dacă iei piciorul, ia. Hop! Oh, dar pleacă cu viteză, pleacă cu viteză viața mea și nici nu i-am dat în accelerație. Bă, e foarte mișto, foarte mișto. Și acum mai dau direct de aici. Exact, de tare. Și gândește-te că toate comenzile le ai pe volan, pentru că ideea e să nu ți iei, să nu ți iei focusul de pe volan. Adică n-ai nimic pe aici, n-ai până și ștergător, uite. Și semnalizarea unde e? Aici, aici. Aia, aha, aia zic, aha. O dai așa? Deci o dai așa sau așa? Sau așa. Aha, aha. Mamă, cât de tare e. Am ratat ceva din interior de aici? Vrei să ne mai arăți ceva ce are special Lambo-ul? Nu, are doar geamul ăla în spate unde vezi motorul. O, aici noi vedem motorul. Deci în geamul ăsta, dar nu se vede. Băi, eu nu văd nimic. Ba da, mă, uite-l. Se vede acolo. E, dacă vă uitați atent, e la motorul de la Lamborghini. Dacă puneți pauză și zoomați voi, o să vedeți. Și spălați un pic ecranul de la cameră. Da, alea de o parte. Da, noi suntem acum, am venit în Zimbabwe, viețile mele, să filmăm. Gata, mă, ne-am făcut aici, bam, ia uite, așa. Deci zici că am mâncat ciocolată, mâncat vași gura voastră, nu mai am stare. Vreau să văd, hai, cum să merge această mașină, că e prima dată când eu mă urc într-un Lamborghini. Hai, let's go. Let's go. Haide, haide, haide. E și mașina mea în față, vă arăt după aia. Dar ce să te mai uiți la mașina mea după ce vezi mașina asta? Ți-a luat mult să te obișnuiești cu mașina? Nu. Este, Doamne, ce? Stai așa că aici e curbă, stai! Ușor, ușor că e curbă! E curbă, facem drept! Bă, tremură mâna, termină, ce ai? Bro, cât de tare e, îmi place mult! Bă, chiar e stabilă! Da? Dar uite că data trecută, știți de ce n-am mai filmat? Începuse ploaia, era foarte ud pe jos. Spatina, e pericol că e tracțiune spate. E tracțiune spate mașina și e jale. Dar cum e, bro? Ce ai, mă, băiatule? Băi, se mi place mult! Băi, îți tremură mâinile. Stai că te plete oamenii ăștia care sunt cu bicicletele! Dreapta, dreapta, dreapta! Așa, așa! Mamă, Sebastiane! Bă, eu m-am scăpat pe mine, sunt flashcă, să știi, trebuie să ducem un plan. Am așteptat, te-am pus un preșuleț acolo. Am scutec pe mine! De la emoții! Da? Da. Wow, 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 wow.
conduc asta, mâncați aș curat. Bă, și mie mi-e frică. Și ție ți-e frică să o conduc eu. Aia zic. Și ca să mergem înapoi, mă lași pe mine la întoarcere? Vrei să te las? Hai, bro. Bă, mă lași. Bă, deci da, ai încredere în mine. Mamă, cați și curata să conduc cu mașina asta. Deci fii atent cum facem. Ia zic cum o să facem. Facem așa. Deci, voi sunteți martori, da? Bă, dar nu ștergi mare. Nu șterg mare. Dacă Doamne ferește. Bă, deci dacă hai mă aici, asta e ca să zic. Deci dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva, dar nu o să se întâmple. Bă, nu o să se întâmple. Nu. Merg încet, mă. Dar dacă Doamne ferește, plătești. Deci sunteți martori. Asta e, mă. Plătești. Eu am vrut, asta și e. Că minim, cred că minim e, nu știu, 10.000 de euro reparația. Apar n-a. La orice se strică? Ce, nu știu. Dar ce e asta, mă? Ești nebun, mașina lui Dumnezeu? Nu știu. Bă, nu ies, nu știu. Dar cred că așa e. Hai să faceți. Hai că mai am un net. Mai am moarte. Bă, nu muri aici. Uite, dacă poate Doamne ferește la volan. Uite, 10.000 de euro, orice reparație mi-au dat lacrimile, mâncava și cura. Deci sunteți martori, da? Eu ca la ceva, mă ajutați, mă susțineți pe mine. Băi, vieții, știți ce rugăminte am și eu la voi? Orice s-ar întâmpla. Vieții, dați-mi vă rog frumos și mie un subscribe să faci și noi piesa aia cu Smiley la 2 milioane jumate, că ne-a promis. Deci la 2 milioane jumate mi-a promis că face o piesă cu mine pentru comunitatea mea. Oh. Deci pentru noi, ăștia care ne uităm. Vieții mele, cine vrea să mă ajute, un singur click acolo e gratis. Puteți să vă răzgândiți. Hai să o dăm! Hai! Haide, mă! Tu pun centurica, vedem ce face Teo, că... Mai încredere în mine sau nu? Bă, nu știu ce să zic, băieți. Gata? Bă, te-ai pus bine, da? Adică bă, da, okay, da, sunt forță! Bine, bro. E bine așa? Așa e perfect. Dacă e bine așa? Dacă merge așa tot drumul, bă, ai 6 km la oră. Deci dacă merge așa tot drumul, e haide, perfect. Haide, mă, că îi dau mai tare un pic. Bă, chiar are putere rută tot? Câți cai are, mă? Cred că 620. Sebi, ține-te bine viața mea. Bă, stai că m-a luat toate transpirațiile, frate. Viața mea, atât îți zic, ai încredere. Bă, mai zic o dată, n-am încredere. Hai să-ți dau și pe sport. Latră, săriți pe ea. Mamă, cum e? Sebi, eu îi dau mâncația și gura ta. Am prins încredere în ea, m-am împrietenit cu ea. Am vorbit pe WhatsApp, alea. Ne-am dat like pe Instagram. Ai grijă la curbe, tati. Stai așa, mai dăm aici curbă. Și după aia îi dau. Că avem drum drept. Mamă, cum e? Îmi place mult, băi. Îi dau Sebi aici. Îi dau mâncația. Băi. Băi, nebunule, m-ai speriat. Îi dau Sebi, mă lași? Îi dau? Mama, cum e? Hai că m-a luat în transpirație. Vreau să zic, bro, că mersi de mașină. Te pup. O să o iau acasă. Da, bine. Îmi te place. Îi dau, mă. Băi, bro, cât timp prinde suta mâncația și curata? Nu știu, dar hai să nu încercăm. Păi nu, tu vreau să încerc, dar cu tine la aici. Mamă, cum e, băi? 3 secunde, nu știu, cred, habar n-am. Detaliile tehnice nu prea le știu atât de bine. Îmi place doar mașina, mi-a luat-o, mă simt bine cu ea și o conduc zilnic, aproape, vara. Să-ți ajute Dumnezeu, bro, să-ți mai... Doamne, ajută să-mi ajute Dumnezeu să mă mai conduc după acest vlog. Mamă, bă, dar tu mai știi drumul să ajungi la mașina mea? Da. Băi. Băi, nebunule! Mamă, cum s-aude, băi, ce-mi place, băi! Fac și eu de-astea, băi. Ca? Bro, e tare rău, îmi place prea mult! Să-mi ziceți dacă mai vreți să filmez cu Sebi. Facem challenge-uri cu Lambo. Nu uitați că vă aștept pe Instagram la mine și pe YouTube, pentru că fac și eu YouTube. Exact, găsiți link-urile în descriere, puii mei. Exact, dragilor. Și înscrieți pe Instagram cum va arăta noua culoare. Cam, nu știu, cam ce credeți voi cu... Dar chiar și cine ghicește primește 10.000 de lei de la Sebi. 10.000 de lei? Cine ghicește? Haide, mă, că e imposibil. E imposibil, că nu o să ghicească nimeni. Pun pe parking, nu? Da. Stai că mai vreau să conduc. A, ok. Repede, mă, dă-te aia afară. Vreau doar să fac setările la cameră, stai așa. O să merg mai încet, da. Bă, vezi că asta e schemă de launch control? Bă, nu că ai mașină în față și motor. Bă, stai mă că am trecut de mașina ta. Am trecut, mă? Da, mă, am trecut. Păi suntem aici. Băi, atunci hai la volan, du-ne tu și după aia facem launch control și de-astea. Doamne, deci am... Băi, mulțumesc, Doamne, ia zi, Dumnezeule. Cum a fost? Bă, a fost super, adică chiar... Hai, du-te odată aici. Bă, cum nu m-am descurcat și eu? Chiar m-am abținut, voiam să-i dau tare rău de tot, dar m-am abținut, viețile mele. M-am abținut. Bă, vă zic sincer, chiar am fost puțin panicat, dar bine că a trecut. Ce vorbești, mă, băiatule? Viețile mele, sunteți cu noi? Sunteți cu noi? Safety first. Îi dăm? Îi dăm. Dă-i. Uuuu,
dat accelerație full, maxim și full. Nu, n-avem cum, trebuie un drum drept și să fim siguri că e safe și tot. Era puțin mai sus. Aha. Strada cum ar fi și nu vedeam ce vine, ce vine da, din față. Da, 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 da. Cum e, mă? Ia zi. Băi, e tare. Deci tare. Fii atent. Când îți iei? Zile la oameni când îți iei. Asta, asta voiam să zic. Deci fii atent. Eu nu mă văd niciodată în viața mea cu Lambo. Eu nu mă văd să am un Lambo. Nu știu, parcă nu e de mine. E prea sport, e prea așa. Eu mă văd cu ceva mai lejer, mai să stau pe spate, știi ce zic? Am înțeles. Dar fii atent, stai așa. Dacă vrei, da. Dar fii atent. Asta ziceam până să mă urc în ăsta, că îmi place, marfă. Dar acum tot nu m-aș vedea eu cu Lamborghini, dar mi-a făcut plăcere și îmi face plăcere să-l conduc. Știi? Păi te uiți la mine, te bucur pentru mine. Păi da, asta zic. Chiar mă bucur, chiar mă bucur pentru lumea din jurul meu. Ce adrenalină, băi, viețile mele, cum a fost a Termination. Încă îți mai tremură mâna. Un pic. Eu, acum mă urc eu la volan și conduc eu până acasă. Păi da, și eu iau tu iau, că am făcut schimb. Asta am vorbit. Corect. Asta, facem un loc, facem schimb. Te pup. Hai, dar poți să-mi aduci de glaiaș, dacă tot. Nu, că nu ți-o mai aduc deloc. Nu e problemă. Bă, aveți grijă de voi.